Salut, sunt Paul și vreau să-ți vorbesc despre ce tipuri de mănuși de box există. Prima dată să recapitulăm scopul mănușilor de box. Este 1. Pentru a proteja mâna mea și 2. Pentru a proteja pe partenerul meu de antrenament. Există 3 tipuri de mănuși de box. Când zic mănuși de box, mă refer la box, kickbox sau muay thai. Vom vorbi în episoadele viitoare despre micile diferențe dintre ele. Deci, există mănuși pentru antrenamentul la sac și palmare, pentru sparring sau pentru meciuri și competiții. Să le luăm pe rând. Mănușile pentru antrenamentul de sac și palmare au forma aceasta. Sunt disponibile în mărimea 10 și 12 os. Au în interior o spumă de densitate medie sau tare. Pentru a simți foarte bine sacul când lovesc. Absorb foarte bine șocul. Prinderea se face cu scai, ceea ce îmi securizează foarte bine încheietura în timpul loviturilor. Aceste mănuși îmi va întări pumnul și mă face să închid pumnul corect când lovesc. Cu aceste mănuși vom lovi saci și palmarele și contează foarte mult să absorbă șocurile în urma impactului. Mănușile pentru sparing sunt disponibile în mărimile 14 os pentru persoane până în 80 de kg și 16 os pentru persoane peste 80 de kg. Au închiderea cu scai pentru a proteja încheietura. Au spuma foarte groasă în jurul monturilor și mă protejează foarte bine pe mine și pe partenerul meu de antrenament. Vreau să-l învin, nu să-l accidentez, ca să mai am cu cine face sparing data viitoare. Au protecție bună și pentru degetul gros. Degetul este atașat și mă va împiedica să-l dau peste cap. Un alt beneficiu pentru mănușile de sparing este că, ele fiind grele, în timpul meciului când luptăm cu mărimi de 8 sau 10 os, vom avea mult mai multă viteză și anduranță. Mănușile pentru competiții și meciuri. Ele se folosesc în mărimile 8 și 10 os, în funcție de categoria sportivă. Închiderea se face cu șiret, asta securizează foarte bine încheietura mea și împiedică să se desfacă în timpul meciului. Au spumă în multistraturi de densitate moale. Boxerii preferă să pună bandaje chirurgicale înainte să aducă mâinile în mânuși. Pumnul închis are un feeling securizat și compact, ca niște rachete gata de declanșare. Bineînțeles că majoritatea firmelor au mănuși universale pentru orice tip de antrenament, însă e ca și cu un Logan, îl poți duce și la Uber și la curse, însă rezultatele nu vor fi aceleași. Voi lăsa un link în descriere cu configuratorul nostru de mărimi, unde îți poți introduce datele și configuratorul îți găsește mărimea potrivită pentru tine. Spor la antrenamente! Episodul 2. Da, dar foarte, foarte. Ce are palmarele cu mânușii? Cum? Ce are palmarele cu mânușii? Astea-s de sac și palmare. A, și să dai și la palmare. Da.